să luați un loc pe canapeaua noastră. Mulțumesc, Cătălin. Ne place când vin campionii la emisiune. Și mie îmi place să vin, dar am mai multe emoții decât aveam când eram la competiții. N-aveți de ce? Sunteți foarte frumoase, sunteți foarte prezentabile și foarte aplaudate de cei de acasă. Mulțumesc mult. Sunteți singura noastră campioană olimpică la maraton. Așa este. Foarte tare. Da, e foarte tare, pentru că medalia de aur am luat-o și la o vârstă înaintată, la 38 de ani. Mamă, mulți înainte. Vreau să le spun celor care se uită la emisiunea mea că doamna Constantina Diță este de unde credeți? Din? Gorj. Gorj. Mai exact? Din Tulburea. Tulburea, adică la vreo 20 de kilometri, 30 de Târgu Jiu, cam așa, nu? 50, 50. Dar am stat, am făcut sportul, am început în Târgu Jiu, aproape de tine. Exact. Deci eu prin Tulburea, că și eu sunt din Târgu Jiu, oameni buni, am trecut. Dar prin Colorado, unde a ajuns doamna Constantina Diță, n-am ajuns. Și locuiește în Colorado, corect? Așa este. Și te aștept să vii pe la mine prin Colorado. Vă rog frumos. Chiar vreau cu mare plăcere. Vreau să vă spun, oameni buni, că pe canapeaua noastră Constantina Diță este în categoria unora dintre cei mai de succes sportivi români. Și asta cred că este foarte... Mulțumesc mult! Mulțumesc, foarte, Cătălin! Mulțumesc! Foarte tare și foarte important. Așa este. Mulțumesc mult! De complimente. Știți că ziceați ceva mai devreme că ați câștigat aurul acesta olimpic la 38 de ani. Da. Sunteți o dovadă și foarte puternică de voință. Da, pentru că tot timpul am încercat să iau o medalie la Jocurile Olimpice. Am încercat în 2004, nu s-a putut, am zis că mai încerc încă 4 ani până iau o medalie. Și am luat aurul. Nu am luat o medalie, am luat aurul. Uitați, vedem și noi imagini. Și cred că poate vă place, vă face plăcere să le vedeți așa și să retrăiți momentele. Tot timpul. Bun, deci toată povestea a început așa. Deci v-ați născut la Tulburea? Da. La Gorj. La Gorj. După care, când v-ați dat seama că asta vreți să faceți? Pe la 14-15 ani tot vroiam să alerg, dar mama nu prea m-a lăsat. Și în anul 3. Zicea mama, ce faci cu alergatul ăsta? Adică... Cum eram la țară, mama nu prea știa ce înseamnă alergatul. Alergam după animale, bineînțeles, dar nu organizat. Și la liceu, am făcut liceu în comuna Tulburea. În anul 3 am avut o competiție la noi în comună și am câștigat competiția și am mers la faza județeană la Târgu Jiu, pe faza județeană pe licee. Și acolo am venit pe locul 3, unde m-a selecționat primul meu antrenor, care m-a și descoperit ca sportivă, domnul Mircea Zorilă. Superb. Și după aceea? După aceea am făcut naveta de la țară la Târgu Jiu un an și ceva până am terminat liceul și făceam după amiază antrenament la Târgu Jiu. După ce am terminat liceul, m-am mutat la Târgu Jiu și acolo m-am pregătit. După aceea, în 2001, am plecat în Statele Unite. În 2001? În 2001. Am plecat la o competiție de 10 km în Boulder, Colorado, se numește Boulder 10K, cu echipa României și acolo rămânea și echipa României pentru campionatele mondiale de la Edmonton din 2001. Și așa am ajuns eu să rămân în Statele Unite când am văzut ce trasee de alergare și ce condiții am acolo în Statele Unite, am zis ăsta e locul unde eu voi rămâne pentru pregătire. Am alergat la competiție, 10 km cu echipa României, am câștigat cu echipa și după aceea am rămas în pregătire pentru campionatul mondial de la Edmonton. Am venit acasă după mondiale și deja în decembrie, înainte de sărbători, m-am reîntors în Boulder, Colorado, să rămân acolo definitiv. Foarte frumos. Iar la 38 de ani ați luat aurul pentru că în același timp am citit că sunteți și cea mai în vârstă campioană olimpică la maraton. Așa este, am la 38 de ani e de cea mai în vârstă campioană olimpică din toate timpurile, nu? Așa este, așa este. Foarte tare. Mulțumesc. Dar știți, acum vreau să vă întreb ceva. Am citit și am văzut, aveți 1,68 m? 60. 1,60 m. Câte kilograme? Acum am 50. Când și făceam când alergați, sport, aveam 48, jumate, 49. Nu, chiar, 49, eram chiar așa bun. De slabă. De unde atâta plămân, ca să spun, nu? Pentru maraton? M-am obișnuit în fiecare zi antrenamente. Bineînțeles că te obișnuiești cu alergările lungi și poți să alergi maraton. Bineînțeles, la început am început cu probele scurte, n-am început cu maratonul din prima. Și în fiecare zi, făcând antrenamente, am ajuns să alerg maraton. Și ați alergat cât cel mai mult?
Cel mai mult la un antrenament am alergat 45 de kilometri. Cursa de obicei maraton având și 42 de kilometri, nu? 42 are maratonul, 42 și 195 de metri. Cât timp 45 de kilometri? Păi făceam, cum făceam la altitudine, la 2800 de metri altitudine, pe pământ, de, pe trail de țară, am făcut cam vreo 3 ore de alergare. Deci în 3 ore 45 de kilometri la altitudine. Da. Cât stați în țară? Stau până pe 6 iunie. A, foarte frumos. Înseamnă că în perioada asta mergeți și la Tulburea, unde ați copilărit? Bineînțeles, voi merge de Paște acasă, că vom face Paștele în familie. Cât de frumos. După cât timp? După... A, nu, și anul trecut am fost. Da? Pentru că eu în fiecare an, asta e a treia ediție, organizez o competiție de 10 km aici în București. Se numește Bucharest International 10K, este competiția mea, este inițiată de mine, eu organizez și este al treilea an care fac această competiție și de asta sunt de Paști în România. Și pe 2 iunie? Pe 2 iunie voi fi alături de Universitatea de Vest Timișoara în organizarea Liberty Marathon, care va fi prima ediție. Super, foarte frumos! Vrem să venim și noi să vă aplaudăm de pe margine de undeva. Vă așteptăm să și alergați cu noi și vă așteptăm... Pe 2 iunie, că am timp să mă pregătesc. Și până pe 22 aprilie la... Și până pe 22 aprilie. Mai este o lună aproape și ai timp să... Și câți adică kilometri? 10 km la București și la Timișoara cea mai scurtă probă e de 4200. Deci ai timp. Pot la amândouă. Poți la amândouă, sigur. Da, serios. Eu... Credeți-mă că stau, chiar stau foarte bine la rezistență. Cătălin, te aștept să alergi alături de mine la Bucharest 10K. Gata, pe, deci asta pe cât e? Acum 22 aprilie. 22 aprilie. Cât mai am timp? E Paștele, 3 săptămâni? Hai, 3 săptămâni. Mă pregătesc, gata, perfect. În America, toată lumea se întreabă, ce face Constantin Adiță? Păi acum, de când m-am retras din 2014... Sunt invitată la foarte multe evenimente, ca și ambasador la competiții, să mai alerg câte o cursă de 5 km, 10 km pentru cauze. Cam asta face. Merg la schi în perioada de iarnă. Cam foarte asta frumos. Face. Mă plimb. Perfect. De alergat? Mai alergați acolo? Da, alerg de 2-3 ori pe săptămână, cam numai. Bun. Păi, dacă vreau să ies la alergare, alerg vreo 20 de kilometri. Și că bună, ce faci? Ați mă dus să alerg, cam 20 de kilometri. Da. Un semimaraton? Aproape. Fără un kilometru nu e un semimaraton. Foarte tare. Vreau să vă întreb, că suntem, începem al 11-lea an și vreau să vă întreb în acești 10 ani, care a fost cel mai dificil moment din viața dumneavoastră, și profesională și personală? Profesională a fost când... m-am retras din activitatea sportivă. Iar personală, în ultimii 10 ani nu am avut o situație așa înainte de Jocurile Olimpice. Într-adevăr că am divorțat de soțul meu. Asta a fost singurul lucru. În ultimii 10 ani s-a întâmplat. Așa este, în 2008. În 2008 ați divorțat și apoi ați câștigat Jocurile... Da, și am mers împreună la Jocurile Olimpice. Energie. Da, și după aceea am mers împreună la Jocurile Olimpice. Mai păstrați legătura? Sigur, sigur, am rămas prieteni, nu ne-am certat, nu nimic, doar am divorțat. Eu mă bucur că sunteți astăzi aici și asta contează, că avem o campioană alături de noi, Constantina Adiță, oameni buni, este singura medaliată olimpică a României la maraton. Mulțumesc. Foarte frumos. Știi ce, sunt foarte mulți tineri care se uită la emisiunea noastră, foarte mulți copii, pentru că astăzi am văzut mulți copii care au venit aici cu săptămâna altfel. Și am văzut că și au tot felul de obiective, tot felul de visuri. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dacă ar fi să dați 3 sfaturi persoanelor care poate vor să renunțe la diverse, nu știu, lucruri de care s-au apucat, ce le-ați spune? Păi primul lucru este că fiecare persoană sau fiecare copil are un vis și să meargă până la capăt, să muncească până își îndeplinește visul pe care îl are. Al doilea sfat este să facă mișcare, pentru că vin din partea sportului, să facă mișcare, pentru că mișcarea înseamnă sănătate. Și al treilea sfat, să fie respectoși, să fie mai calmi, pentru că în ziua de astăzi toată lumea e stresată, toată lumea se enervează și nu cred că ar trebui să ne enervăm din orice motiv. Ați auzit, acestea sunt sfaturile, sper să țineți cont de ele
Și să știți că am un buchet de flori pentru dumneavoastră. Vine imediat. Numai că plantă a uitat să mi-l aducă, dar nu e nicio problemă. Să știți că l-avem pregătit, serios. Mulțumesc mult, Cătălin. Mai rămâneți cu noi, nu plecați chiar imediat. Mai rămân, sigur. Că noi suntem aici într-un maraton cu emisiunea asta, de 10 ani zi de zi. Vă mulțumesc mult de tot și salutări acasă, acolo, la Tulburea. Și sărbători fericite și ne vedem pe 22 aprilie. Mulțumesc și te așteptăm cu mare drag. Trebuie să mă antrenez în fiecare zi până atunci? Nu neapărat, poți să faci de 2-3 ori pe săptămână. Cam cât să alergi? Cum îți permite programul? Serios, eu chiar zbun la alergat. Da, foarte mă bucur. Mă bucur. Stați în București în perioada asta? Da, stau în București. Alergați în Herăstrău? Alerg mai mult în Parcul Tineretului. Parcul Tineretului, da, se pentru că traseu. Este așa. Foarte aproape de mine. Da? Da, și de multe ori mai merg și în Parcul Herăstrău când mai am întâlniri cu grupe de alergători. Deci ascultați-mă pe mine. Vreau să-mi lăsați telefonul, vin să mă antrenez. Plantă, adu florile! Oh my God! Ce ți-am zis, mă? Să le-am întotdeauna aici, da? Mulțumesc! Să am florile aici, să am florile aici, ți-am zis? Avem aici o campioană, trebuie să o primim cu florile! Mulțumim mult de tot, Constantin Adiță. Ești senzațională, serios. Ești foarte puternică și îți mulțumim mult de tot că ai venit aici. Încerc să fiu tot timpul puternică. O olteancă care a cucerit aurul olimpic și o olteancă care acum stă la soare în America. Foarte frumos. Stau la altitudine, la munte. La munte. Mulțumim mult de tot și te așteptăm cu mare drag. Iar pe 22 aprilie suntem alături de tine. Mulțumesc. Mulțumim mult de tot, Constantin Adiță. Mulțumim mult. Foarte frumos.